Durerea nu poate fi învinsă decât prin rugăciune. Poți să mergi la toți medicii de pe pământ și să primești toate tratamentele posibile și imposibile. Dacă nu e darul lui Dumnezeu în această lucrare, tu nu te vindeci. Hristos poate vindeca și restaura din temelie un om distrus. În momentul în care ai intrat în biserică, cine te îmbrățișează? Dumnezeu, căci ești în casa Lui. Atunci când mă rog, trebuie să am două stări de rugăciune. Una care vine din smerenie, cu cuvintele mele, și aceea mă face deja să mă recunosc. Ce înseamnă să faci o rugăciune în care să te recunoști? Doamne, știu că sunt păcătos. Doamne, știu că am greșit. Doamne, știu că nu sunt vrednic. La fel cum a spus fiul risipitor, Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic să mă numești fiul tău. Să nu credeți că oamenii sunt sfinți. Numai dacă ai poftit, ai păcătuit și numai dacă ai urât, ai ucis. Căci inima împinge mintea la păcat și nu invers. În numele lui Iisus Hristos, tot genunchiul să se plece.